Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a organizat vineri 10 decembrie 2021 o acțiune filantropică la Casa Sfântul Stelian din satul Ionecolce, județul Iași. Activitatea a făcut parte din campania Daruri în cinstea pruncului Iisus. În locuința ridicată de către mănăstirea din Dealul Mare în urmă cu 2 ani de zile locuiește familia Ciobanu, formată din 11 membri. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, împreună cu protosinghelul Iorest Goraș, secretarul așezării monahale, a dorit să-i revadă pe copiii acestei familii după 2 ani de la emoționantul eveniment prilejuit de sfințirea clădirii. Copiii au primit pachete cu dulciuri, iar pentru întreaga gospodărie s-au oferit alimente, legume și articole pentru uz casnic. Am adus de toate pentru casă. Pentru toți. Doi micuți aici, clasică. Ia, este mișor. Hai, dar aveți trei acasă. Semitic am fost, nu? Da. Dar cum semitic? Erai micuț. Câți ani ai tu acum? 4 ani. 4 ani? Și aveai 2 ani. Dar sunt micuț. Ești micuță? Da. Cum înțeleg că ești? În ultimii 2 ani de zile, familia Ciobanu a reușit să construiască un gard în jurul casei, iar pe cât i-a fost posibil, a amenajat incinta ogrăzii. Păi dacă mă reîntorc în trecut, cum am găsit acești copilași în câmpul ăla acolo, de-abia am ajuns cu piciorul până acolo, până la căsuța aia, cum arăta, așa cum arăta, ploua prin acoperiș, copilași erau în colțuc, într-un pat acolo, pe un pat, înfrigurați. Acum aduc slavă lui Dumnezeu și am lăsat 2 ani de zile să vedem cum se gospodăresc singurei. Și am venit multă bucurie am în suflet că am găsit, au făcut gardul, în casă este curăț, se menține curățenie. Și cei mai sfânt lucru când vezi copilașii cu toții fericiți, bucuroși, că până la urmă au unde să-și plece capetele și ceilalți sunt la școală, îmi pare rău că ne-am găsit pe toți. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să dea Hristos Dumnezeu să continuăm această campanie pentru a face fapte bune în numele Pruncușorului Iisus Hristos. Fără fiii mei duhovnicești și cei care m-au sprijinit și ajutat, în mare parte să știe că mănăstirea a făcut aici, dar am fost sprijinit de câțiva ucenici ai mănăstirii care sunt cu suflet mare. În fiecare an, chiar și anul acesta, m-a întrebat, părinte, mai plecați pe teren, mai ajutați copilașii, orfane, văduvile? Și cu toții au venit în sprijin cu ce au putut fiecare. Nu sunt mulți să recunoaștem dintre fiii mei domnicești. Câteva familii, trebuie să recunosc, din cei care spovedesc, care mă sprijină an de an ca să pot face această faptă în Basarabia, la noi în România, fiindcă sunt destui nevoiași, necăjiți care trebuie sprijiniți, mai cu seamă să aibă și ei o sărbătoare, să simtă Crăciunul, fiindcă vă închipuiți că sunt care n-au nimic, nici de ale mâncării, nici. Și cea mai mare binecuvântare ar fi că noi sprijinim și cercetăm pe cei care sărmanii trec cum trec sărbătorile. Afară de sărbători, normal că sunt foarte mulți care sunt, au nevoie de sprijinul și ajutorul nostru și Dumnezeu lucrează prin oameni, până la urmă, cu siguranță fiecare creștin bun, format, frumos, duhovnicește, nu cred că simte sărbătorile atât timp cât nu ajută pe cel sărman de lângă el. Casa Sfântul Stelian din satul Ion Neculce a fost construită de către mănăstirea Hadâmbu în perioada august-noiembrie 2019. Aceasta a fost sfințită de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, delegatul înalt Preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Fondurile necesare și materialele de construcție au provenit de la câțiva donatori. De asemenea, la inițiativa Arhimandritului Nicodim Gheorghiță s-au făcut colecte la mănăstirea Hadâmbu, astfel că numeroși pelerini din țară și din străinătate se numără printre binefăcători.